binecuvântat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, suntem la cea de-a cincea meditație din cele 11 și mă întreb, cenușa din Miercurea Cenușii, o mai simțim pe capetele noastre? Ne mai amintim mesajul din acea zi? Era un mesaj la convertire. Am văzut în meditațiile precedente că răul este o misterioasă prezență în lume. Am văzut de asemenea că păcatul este o realitate care operează în noi și că efectele păcatului sunt distrugătoare. Există vreo cale de a ieși din legăturile păcatului? Există vreo cale de a scăpa de cea de-a doua moarte? Există vreo cale de a redobândi armonia cu Dumnezeu, cu ceilalți oameni și cu tot ce ne înconjoară? Răspunsul la această întrebare stă în misterul reconcilierii. Despre vinovăție și misterul reconcilierii voi vorbi în această seară. Pentru a intra în misterul reconcilierii, este important să pornim de la o constatare de bază. Și anume, în adâncul conștiinței noastre, și aici vă invit pe unul fiecare, mă invit pe mine însumi, să cobor în profunzimea ființei mele, coboară în profunzimea ființei tale, și vom descoperi acolo că în sufletul fiecăruia dintre noi sunt acumulate un număr mai mare sau mai mic de vinovății. De vinovății. Practic, orice păcat pe care noi îl comitem generează în noi un sentiment de vinovăție. Fie că e vorba de lucruri grave, precum, cine știe, ferească Dumnezeu, o crimă, un adulter, furt, întreruperea unei vieți care a început să existe, fie că e vorba de lovirea unei persoane, de un limbaj jignitor, de un gest nepotrivit sau agresiv la volanul mașinii, sau pur și simplu de maltratarea unui animal sau unei ființe vii create de Dumnezeu, sau chiar de distrugerea, fără nicio logică, a unui obiect, a unor obiecte. Toate acestea generează în noi un sentiment al vinovăției, al culpabilității. Vinovățiile acumulate în suflet ne fac să ne pierdem pacea interioară și armonia pe care am experimentat-o cândva în trecutul nostru. Iar Sfânta Scriptură dă mărturie despre această realitate, și anume existența vinovăției în sufletele oamenilor. După ce Cain l-a ucis pe fratele său, Dumnezeu l-a blestemat. Cain realizează gravitatea faptei sale și greutatea poverii pe care va trebui să o poarte. Și ce spune Cain? Îi spune lui Dumnezeu: vina mea este prea mare pentru a o putea duce. Iată că astăzi tu m-ai alungat de pe fața pământului și eu mă voi ascunde de fața ta. Voi fi rătăcitor și fugar pe pământ și oricine mă va întâlni mă va ucide. Ascultați ce spune Cain: vina mea este prea mare pentru a o putea duce. Și mai realizează că pentru fapta sa este vrednic de moarte. Cine îl va elibera de o așa mare vinovăție? Regele David, după ce a comis cele două lucruri foarte rele, respectiv adulterul și omuciderea, este mustrat de profetul Natan. Mustrat de către omul lui Dumnezeu, David privește în conștiința sa, în ființa sa, și ce descoperă acolo?
Iată ce spune David: păcatul meu stă pururi înaintea mea. Păcatul meu stă pururi înaintea mea. Cine îl va elibera pe David de această vinovăție? Iuda, unul dintre cei 12 apostoli, îl trădează pe Iisus. La ce l-a condus, spre ce anume l-a condus gestul său de trădare? Atunci Iuda, spune Matei, cel care l-a trădat, văzând că el fusese condamnat, cuprins de remușcare, a dus înapoi arhiereilor și bătrânilor cele 30 de monede de argint, spunând: am păcătuit vânzând sânge nevinovat. Dar ei au zis: ce ne privește? Tu vei vedea. Și aruncând banii în templu, a plecat și s-a dus să se spânzure. Vinovăția lui Iuda, vinovăția pe care a generat-o păcatul în sufletul său, l-a condus la acest gest extrem și condamnabil. Oare ne putem juca cu vinovățiile din sufletul nostru? Un al patrulea exemplu: Pilat din Pont, guvernatorul iudeii, între anii 26-36 ale erei creștine, este cel care l-a condamnat pe Iisus Hristos la moarte. În anul 36, guvernatorul Siriei, Lucius Vitellius, l-a destituit pe Pilat pentru agresivitatea cu care a înăbușit o revoltă. Chemat la Roma, să spunem, la ordine, Pilat este apoi exilat de către împăratul Caligula în Galia. Și conform unei tradiții, acolo unde locuia Pilat, era în apropiere un râu. Și Pilat cobora mereu la râul din apropiere, își spăla mâinile pe care le vedea pătate cu sânge și repeta mereu: și nu se spală, și nu se spală. Dincolo de, să spunem, de veridicitatea acestei tradiții, rămâne o realitate, și anume, Pilat, care a săvârșit atâtea nedreptăți în funcția de conducere pe care a avut-o, păstra în sufletul lui toate vinovățiile pentru acele lucruri și a purtat ca o povară pe sufletul său sângele pe care l-a vărsat în cazul lui Iisus. Un sânge care nu se spăla, nu se spală, nu se spală, spunea Pilat. Vinovăția pentru păcatele comise este, iubiți frați, o realitate în viața noastră. Orice păcat lasă în noi o impresie, o umbră, o urmă, o cicatrice. Există mulți oameni, mulți creștini, care, deși s-au spovedit și au săvârșit pocăința, totuși spun că în sufletul lor parcă nu se simt iertați. Parcă nu se simt iertați, deși s-au spovedit și s-au împărtășit. Parcă o umbră îi urmărește din interior. Cum procedăm în fața vinovăției? Cum procedăm în fața acestor umbre din interior care distrug în noi pacea și armonia? Mai există vreo cale de salvare? Mai există vreo cale de a ne regăsi armonia de odinioară? Toate aceste întrebări ne conduc spre ceea ce am putea numi misterul reconcilierii sau al împăcării. Practic, despre ce este vorba? Atunci când noi avem în suflet o vinovăție, o povară, primul lucru pe care ar trebui să facem este să căutăm o cale, de a restabili ordinea de mai înainte
și evident de a repara ofensa, jignirea, răul pe care noi le-am provocat. În Vechiul Testament descoperim mai multe modalități prin care omul biblic al Vechiului Testament căuta să răspundă la această problemă a vinovăției. Și există în principiu patru căi în Sfânta Scriptură. O primă cale era moartea. Pentru vinovății foarte grave, precum omucidere, adulter, blasfemie sau alte lucruri asemenea, adesea cel care se făcea vinovat de așa ceva plătea prin moarte. O a doua modalitate de ispășire era suferința, așa cum rezultă din unele texte ale Scripturii, unde suferința pare mai curând o formă de ispășire sau de pedeapsă pentru păcat. O a treia formă de ispășire era rugăciunea și postul, care apar ca niște mijloace prin care omul poate redobândi din nou pacea cu Dumnezeu. Dar forma cea mai frecventă din Vechiul Testament de ispășire a păcatului și de vindecare, să spunem, interioară, rămânea jertfa sau sacrificiul. În cartea Leviticului, cea de-a treia carte din Biblie, dar probabil ultima cât privește interesul celor care citesc Biblia în a o citi, în această carte descoperim acolo la capitolul 4 o serie întreagă de norme despre jertfele pentru păcat. Descoperim acolo că pentru diferitele păcate comise involuntar, dar să spunem care însemnau călcarea poruncilor lui Dumnezeu, erau prevăzute o serie întreagă de jertfe. Pentru aceste jertfe erau folosite animale pure sau curate. Era folosit taurul sau vaca sau vițelul, oaia sau mielul, de asemenea capra sau iezii. Dintre păsări erau acceptate doar porumbeii și turturelele, iar pentru oamenii foarte săraci era acceptată chiar și făina. Animalele erau sacrificate de către preot cu un cuțit. A fi preot în Vechiul Testament era un pic altfel decât astăzi. Noi nu ne mai cere nimeni să facem aceste lucruri. Dar preotul era cel care sacrifica, iată, animalul cu un cuțit sau păsărilor li se frângea gâtul cu unghia degetului mare. Aceasta era procedura jertfei. Ce este deosebit de relevant este faptul că în cazul jertfei, cel care sacrifica animalul respectiv își punea mâinile pe capul animalului înainte de a-l răpune. De ce asta? Acest act poate fi interpretat ca o formă de identificare a celui păcătos cu sacrificiul. Animalul de sacrificiu era văzut ca făcând parte din sfera personală a omului, iar jertfa avea ca și finalitate, să spunem, aceasta trebuia să-l ajute pe cel care aducea acel animal pentru sacrificiu să înțeleagă gravitatea faptelor sale și să înțeleagă și să simtă că el însuși ar trebui să suporte ceea ce suporta animalul de jertfă. Între practicile religioase iudaice de ispășire, un rol cu totul aparte l-avea sau ritualul de Yom Kippur sau de ziua ispășirii. Este vorba de cea de-a 10-a zi din an, din ziua a 10-a a lunii Tishri, când avea loc un ritual pe care îl găsim la fel descris în Cartea Leviticului în capitolul 16. Deosebit de important pentru această zi a împăcării,
ziua Marii Împăcări sau ziua Marii Ispășiri, sunt două lucruri. Primul lucru, era ziua de Iom Kipur, era singura zi din an când marele preot putea intra în locul cel mai sfânt al templului, în Sfânta Sfintelor, unde se afla Arca Alianței, și acolo stropea cu sângele animalului sacrificat capacul de pe Arca Alianței. Era o formă de a împăca poporul cu Dumnezeu pentru păcatele sale. Iar al doilea lucru important din ziua de Iom Kipur era ritul țapului ispășitor. Doi țapi erau, se trăgea la sorți, iar unul dintre ei era ales pentru Azazel. Iar acest țap era încărcat cu păcatele poporului, marele preot își punea mâinile deasupra acestui țap și încărcat simbolic cu păcatele poporului, acest țap era apoi dus undeva în pustiu, departe de comunitate și încărcat cu păcatele poporului. Era țapul pentru Azazel, Azazel fiind considerat demonul deșertului, deșertul fiind acolo și un loc al puterilor demoniace. Ce intenționau aceste ritualuri de ispășire din Vechiul Testament? Pentru că este important să înțelegem sensul acelor ritualuri. Prin ispășire, poporul Vechiului Testament înțelegea înainte de toate o formă de purificare. O formă de purificare, mai precis un obiect sau un loc sau o persoană care mai înainte era plăcută în ochii Domnului, a devenit neplăcută în ochii Domnului din cauza răului sau a păcatului, iar prin ritualul de purificare, persoana respectivă redevenea plăcută în fața lui Dumnezeu. În această viziune despre jertfă, păcatul nu este, dacă vreți, ca o pată obișnuită pe o haină sau pe un obiect pe care o poți curăța cu ceva. Când este vorba de păcat, păcatul îl ofensează direct pe Dumnezeu și e nevoie ca Dumnezeu să fie Cel care intervine pentru a șterge vinovăția și pentru a-L admite pe om din nou la comuniunea cu sine. Și totuși ceva nu funcționa cu aceste sacrificii. Iată ce spune Dumnezeu prin Amos. Eu urăsc, resping sărbătorile voastre. Nu mi este bine în adunările voastre. Chiar dacă mi-ați aduce arderi de tot și ofrande ale voastre, nu mi-ar plăcea. La jertfele de împăcare și la viței grași nu mă voi uita. Cum poate să urască Dumnezeu ceva ce El însuși a comandat? Dumnezeu a rânduit jertfele. Cum poate acum să le urască? Evident, Dumnezeu nu ura jertfa în sine. Ceea ce ura Dumnezeu era încercarea omului ca printr-o jertfă exterioară, printr-un act exterior, să ascundă un suflet murdar, să ascundă o viață plină de păcat, să ascundă o nedreptate pe care a generat-o și continuă să o păstreze în viața sa reală. O jertfă, în sensul de la început al practicii, trebuia să presupună și o mărturisire a păcatului, o căință interioară, iar o jertfă adevărată nu are valoare dacă nu există și o dispoziție din interior. Iată ce criticau profeții: formalismul jertfei, actul pur exterior, dar fără o profundă schimbare din interior. Să ne gândim la noi, avem sacramentul spovezii.
Poate că mergem la spovadă, mai ales în preajma Paștelui, pentru că suntem într-o situație de păcat, poate facem tot efortul de a-l convinge pe preot să obținem o dezlegare și ne întoarcem înapoi și facem exact același lucru. Iată un subiect asupra căruia cred că fiecare dintre noi ar trebui să reflectăm și să ne gândim ce înseamnă. Autorul scrisorii către evrei va spune clar: fraților, sângele taurilor și al țapilor nu poate să înlăture păcatele. Iar Iisus Hristos, chiar la începutul activității sale publice, a săvârșit o acțiune profetică de o însemnătate foarte mare atunci când a alungat vânzătorii din templu. Prin gestul său, Iisus Hristos, practic, anunța că acea ordine a reconcilierii cu Dumnezeu va avea un sfârșit. Că sacrificiile de la templu trebuie să înceteze, că unicul și adevăratul sacrificiu care contează este un altul. Același autor al scrisorii către evrei vorbește despre Dumnezeu care prin Hristos a desființat jertfa dintâi, adică jertfele de la templu, și a întemeiat a doua jertfă. E vorba despre jertfa lui Hristos, cea care aduce lumii o nouă viață, mântuire și adevărata împăcare cu Dumnezeu. Despre această jertfă vom vorbi începând de vinerea viitoare. Dar aș dori să închei cu două gânduri. Gândul vinovăției și gândul reconcilierii. Meditația din această seară ar trebui să ne facă conștienți pe unul fiecare dintre noi că vinovăția din sufletul nostru este o problemă reală și cine nu se ocupă serios de problema vinovăției din interior este un om bolnav sufletește și nu este exclus să se îmbolnăvească și trupește, pentru că nu coboară în adâncul ființei sale și nu privește cu adevărat ce este acolo. Mai trebuie să fim atenți la un lucru. Sistemul de educație modern elimină, să spunem, din manualele de educație, de formare aproape sistematic, ideea de vinovăție și de păcat. Nu trebuie să le punem în cap copiilor noștri ideea de vinovăție sau păcat, pentru că îi traumatizăm și au nevoie apoi de consiliere psihologică. Suntem în fața uneia dintre ereziile moderne care banalizează realitatea păcatului, realitatea vinovăției și de aceea va genera va produce o generație de oameni bolnavi sufletește. Pentru că cine nu-și recunoaște păcatul propriu, cine nu-și vede vinovăția proprie și cine nu caută o cale de reconciliere cu Dumnezeu și cu lumea, este un om bolnav sufletește. Dar din fericire, Dumnezeu a lăsat pentru noi acest mister al reconcilierii. Cain, care merita moartea, a fost lăsat de Dumnezeu să trăiască pe pământ. David, care merita moartea pentru păcatele sale, prin căință sinceră, a fost primit din nou de către Domnul. Iuda ar fi putut primi iertarea lui Hristos dacă ar fi avut răbdare și dacă s-ar fi întors la Domnul. Poate că ne simțim și noi vinovați în suflet de multe lucruri. Poate că ne apasă vinovății și poveri. Este important să știm că pentru noi Dumnezeu a găsit o cale. Există totdeauna o cale și Dumnezeu îți dă acum timpul potrivit
ca tu să cobori în sufletul tău și să-L inviți pe Dumnezeu să devină Domn al vieții tale. Și atunci El îți va aduce pacea, El va aduce în viața ta lumina, va aduce în viața ta bucuria, îți va dărui viața veșnică și te va elibera de cea de-a doua moarte. Și închei cu un gând al unui sfânt foarte iubit în Biserica Ortodoxă, care spunea: dobândește pacea și mii de oameni din jurul tău se vor mântui. Lăudați să fie Iisus Hristos!